Depunerea rămășițelor pământești ale Mariei Brătianu, fiica marelui istoric Gheorghe Brătianu, mort în închisoarea din Sighet în 1953, a avut loc în cripta familiei Brătianu de la Florica. La eveniment au participat și descendenții ai familiei brătienilor. Asociația La Maison Roumaine se încline cu emoție și respect în fața memoriei. Mare doamnă a exilului românesc, Maria Brătianu a fost autoare a unor documentate studii de istorie contemporană și a unor cercetări legate de elucidarea condițiilor în care a murit tatăl ei. S-a ocupat de asemenea de editarea în exil a operei lui Gheorghe Brătianu și a făcut parte din conducerea activă a Ligii pentru apărarea drepturilor omului de la Paris, care a devenit după 1989 secția română a Federației Internaționale a Drepturilor Omului cu sediul în țară. Acesta a fost momentul de astăzi, o aducere aminte, o comemorare a unor mari oameni care au făurit România modernă. Maria Brătianu, fiica lui Gheorghe Brătianu, merita asta. Ea este ultima dintre brătieni care a luptat pentru ideile generației de la 1918. Eforturile autorităților de repatriere au fost cu atât mai intense cu cât anul acesta se aniversează centenarul. Prea puțin se spune despre valorile naționale, prea puțin se spune, iată, în anul centenarului, ceea ce s-a întâmplat, cine a întregit România Mare, cine a făcut ca acest neam românesc să fie respectat. Maria Brătianu și-a dorit să se întoarcă definitiv în țară alături de înaintașii săi, a căror operă a încercat să o continue. A murit la vârsta de 89 de ani în noaptea de 29 spre 30 octombrie 2017 la Paris.